Puterea Sfântului Tău Duh. Amin. Da, uite-l. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Domnului să ne rugăm, Doamne, Doamne, atotțiitorul Dumnezeul nostru, primește ruga noastră ce o aducem ție, binecuvintează poporul nostru și îl păzește de tot răul. Primește, Doamne, în corturile tale, de-a dreapta ta, pre cei trecuți către tine, martirea neamului nostru, care în chinuri și-a sfârșit viața în lagărele Siberiei. Primește-i, Doamne, pre copiii, tinerii, vârstnicii, neamului nostru, care, nevinoveți, a fost rupt de la casă părintească, de la frați, surori, părinți și duși pe drumul pierzării, împresurând Siberia cu osemintele lor. Și luminează, Doamne, mintea noastră de a păstra cu sfințenie în memorie pre cei martirizați. Dăruiește, Doamne, cuget curat seminilor noștri și celor ce au supraviețuit și sunt printre noi, din lagurile Siberiei, adinare, dar și neuitare. Ajută-ne, Doamne, de a menține în noi placăra nestinsă a dragostei pentru tot ce de un neam și pentru tot ce sunt în preajma noastră. Păzește-i, Doamne, de foamete, de ciumă, de venirea altor nearmuri asupra noastră și de războiul dintre noi. Dăruiește, Doamne, pace în sufletul poporului nostru, statornicie, voință și dragoste și nemărginite unitate în toată lucrarea cea bună. Dărește, Doamne, putere, minți și neuitare pentru tot calvarul prin care au trecut poporul nostru și binecuvintează-ne și ne miluiește pe noi spre toată lucrarea cea bună. Binecuvintează, Doamne, cărmuitorii țării conducerea și pentru întreg popor ortodox român și pentru cei ce se roagă împreună cu noi, că Tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și porurea și în vecii vecilor. Amin.
Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, dupre mare mila Ta, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru părinți, frați, surori, cei trecuți către Domnul în lagările Siberiei și pentru adormiți, Dumnezeu, represații, Vladimir, Nadejda, Grigori, Ioan, Alexandru, Maria, Zinaida, Vasilii, Vera, Valentina, Teodor, Maria, Ioan, Teodora, Iulita, Agripina, Grigorie, Gheorghe, Sofia, Ioan, Mihail, Anatolie, Ioan, Alexandra, Anton, Eugenia, Nina, Pavel, Axenia, Maria, Aculina, Ecaterina, Elisabeta, Natalia, Gheorghe, Suzana, Ioan, Nicolae, Profir, Vera, Alexandru, Vladimir, Elena, Iacob, Eudochia, Maria, Ioana, Vladimir, Vasilie, Claudia, Dumitru, Mihai, Ioan, Pavel, Maria, Elena, Dumitru, Ana, Vasilie, Elena, pentru Dumnezeu, Grigori, Tatiana, Sergei, Parascu, Valentina, Mihail, Sofia, Vasilie, Grigori, Varvara, adormiți, Dumnezeu, Ioana, Dejda, Gheorghe, Fimea, Gheorghe, Olga, Olga, Sofia, Nicolae, Gheorghe, Ioan, Sergei, Ana, Mihail, Elisabeta, Dumitru, Teodor, Petru, Alexandru, Maria, Gheorghe, Evdochia, Mihail, Zinaida, Mihail. Și pentru casă, lisirtelor, toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde toți drepții să odihnesc. Milă Dumnezeu și împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să le cerem. Ne, Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților, părinților, fraților, surorilor, tuturor celor trecuți către Domnul martiri în lagărele Siberiei și în drum spre Siberia. Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție mărire înălțăm cu Cel preînceput al Tău, Părinte, cu Preasfântul și bun și de viață păcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecei vecelor. Amen. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, celor trecuți către Domnul, represați în lagări de Siberiei și de felor veieșnică, pomenirii veieșnică, șnică pomenie, rămâie, veșnică pomenire, veșnică lor pomenim. Supletele lor cu drepții se vor să leșlui, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veieșnicălor pomenire. Și pomenirea lor în neagam și în neagam, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu se odihnească cu drepții să-i numere, iar pre noi să ne miluiască,
să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Doar câteva cuvinte, doamnă președinte, a Republicii Moldova. Domnul președinte a Parlamentului, domn ministru a Culturii și din stinși personalități a neamului nostru, oameni de cultură, creștini din această palmă de pământ, într-un fel binecuvântată la Dumnezeu, cu toate cele patru anotimpuri, frumoasă cu arealul și cu tot ce ne-a dat Dumnezeu, oameni buni, conștiincioși și muncitori. Dragii mei, astăzi este o zi de tristă pomină și în fiecare an ne adunăm aici cu dumneavoastră de zeci de ani, pentru că nu poate fi altfel, că dacă ni se sterge memoria, s-a pierdut totul. S-a pierdut ziua de mâine și ce vine după noi. Ne-am rugat împreună cu dumneavoastră și pentru iertarea păcatelor celor duși în Siberia, decedați acolo sau întoși decedați aici, în Moldova. Fraților, eu cred ca slujitor că după câte au îndurat și chinurile care au trecut ei, toate le sunt iertate la Bunul Dumnezeu. Altceva este că păcatul acesta stă pe călăii care au sugrumat, au dus la perzanii această lume frumoasă, că au plecat în intelectualitatea, lumea cea deosebită din neamul nostru. Pentru aceasta ne plecăm fruntea în numele dânșilor, nici când să nu uităm de această urgie și să spunem că asta a fost în trecut și nu s-a mai repetat. Ba da, oricând se poate întoarce. Și noi vedem că niște lucruri chiar prin preajmă se întâmplă cum copiii merg la organe, copiii sunt rupți la casa a părinților, rămân orfani, băgați prin case străine ca să-și uite naționalitatea, demnitatea sa, din neamul care s-a născut. Să fim cu luare în minte, cu toată dragostea, să păstrăm unitatea neamului. Aici trebuiește să fie și românul sau cel care se consideră moldovean, și găgăuzul, și bulgarul, și rusul. Noi, dacă vrem o țară frumoasă și să prospere, să nu arătăm cu degetul la conducere, sau mai știu că ei sunt vinoveții. Totul vine de la fiecare dintre noi, de la responsabilitatea noastră, de la trăirea și faptele noastre. Pentru aceasta, dragii mei, vă îndemnăm la unitate, la demnitate, la trăire cu dragoste, dar și neuitare. Dacă noi vom uita trecutul nostru, s-a încheiat viitorul nostru. Cu dreptul să numere luminoasă să fie vă pie și să ne pie tuturor amintirea celor trecuți către Domnul și să mergem cu pasul destoinic spre lumină, credință și dragoste. Numai așa vom dobândi și vom topi toată răutatea din societate prin unitate și clădirea a frumosului. Vă aibă Dumnezeu în pază într-un mulți fericiți ani. Cu plecăciuni! A păstra vie amintirea deportaților, victime ale regimului comunist, invităm conducerea de vârf a țării să depună flori la monumentul memoriei.
Thank you.
și domnilor, după ce depuneți florile, vă invităm în umbra cortului pentru a continua meeting-ul de comemorare. Trecută prin foc și prin sabie, furată, trădată mereu, ești floare de dor, Basarabie, ești lacrima neamului meu. Astăzi se împlinesc 74 de ani de la cea mai mare deportare a populației din Basarabia. Zi neagră în memoria și istoria țării noastre. Operațiunea NKVD-ului sovietic din 6 iulie 1949, denumită conspirativ Iug în română Sud, a început la ora 2 după miezul nopții și a durat până la ora 8 seara. Satele au fost împânzite de mașini cu soldați ruși care intrau cu forța în casele celor mai buni gospodari. Erau arestați și urcați în vagoane pentru vite. Oricine încerca să fugă, era împușcat. Era o zi toridă. Printre strigătele celor închiși în vagoane, se deslușea un singur cuvânt. Apă. Sute, mii de femei, copii, familii întregi au fost duși pe pământuri pustiite, în Siberii de gheață. Nu aveau nicio vină, doar că erau mai harnici, mai muncitori și au reușit să-și facă gospodării mai frumoase și copii mai învățați. Iar un regim totalitar, un regim criminal, le-a luat dreptul la libertate și dreptul la viață. Mulți au decedat pe drum de foame, sete și boli, iar alții și-au găsit sfârșitul în minele și mlaștinele din Siberia. În memoria deportaților care s-au pierdut pe pământuri străine, dar care vor rămâne în amintirea noastră, vă rugăm să păstrăm un minut de reculegere. Thank you.
Astăzi ne-am adunat la un meeting de comemorare a celor care au trecut prin chinuri și umilință. Ne-am adunat să le păstrăm vie memoria și să transmitem generațiilor viitoare să nu uite, căci viitorul are ca temelie neuitarea. Salutăm prezența la acest eveniment a doamnei Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, pe care o invităm la microfon. Familia Tăbăranu, soțul Ion, soția Profira, fiica Maria, de 5 ani, împreună cu cumnatul Alexei Vărzari. Familia Sandu, soțul Grigore, soția Sofia, cele două fiice, Olimpia, de 13 ani, și Maria, de 14 ani, și fiul Grigore. Vâlcu Maria, familia Sandu, soțul Vladimir, soția Paraschiva și fiul de 4 ani. Lista numărul 10, contingentul de familii din raioanele Balatina, Sculeni și Fălești, risipieni, îmbarcați în trenul numărul 97-176 din stația Fălești cu destinația stația Curgan. Luat în primire, șeful eșalonului Major Glacenco, 7 iulie 1949, cu parafa strict confidențial. Acestea sunt numele familiilor deportate din satul meu natal, satul Risipeni. Copii, bătrâni, tați și mame puși într-o numărătoare ca și cum nici nu ar fi vorba de oameni. Astfel de liste au fost făcute în toate satele, în toate raioanele. Oamenii Moldovei, de toate etniile, care își duceau traiul demn și pașnic pe aceste pământuri, au fost încărcați în toiul nopții, sub arme, ca pe niște criminali, în vagoane pentru vite și duși la mii de kilometri de casă. Unii au murit pe drum, de foame și boală. Alții au murit la destinație din cauza condițiilor inumane. Tații au fost despărțiți de familie. Copiii mureau pe drum. Părinții, bunicii noștri, oameni care munceau pământul, oameni de omenie, fără nicio vină, fără niciun drept de apel, au fost deportați, înfometați, uciși în baza unor liste. Iată listele originale oferite de Arhivele Naționale. Iată acest teanc de foi reprezenta soarta a mii de suflete. Pentru regim, ei erau liste. Pentru noi sunt ființe vii, familiile noastre. Atât costa viața unui om pentru un regim odios, un regim totalitar. Azi se împlinesc 74 de ani de la al doilea val de deportări care a trimis în Siberia și Kazahstan 34.270 de persoane, dintre care 11.245 de copii. Într-o singură zi, bunici și părinții de ai noștri au fost încărcați în peste 1.500 de vagoane pentru vite și trimiși la pierzanie. Anul trecut, Agenția Națională a Arhivelor a publicat pentru prima dată lista persoanelor deportate în perioada 6-9 iulie 1949. Acolo sunt rudele noastre, părinți, frați, surori, bunici, mătuși, unchi. Acolo este neamul nostru. Să-i onorăm prin simplul fapt de a nu lăsa uitării suferințele lor. Să le ținem amintirea vie prin transmiterea poveștilor de viață
către generațiile care au avut norocul să nu cunoască astfel de teroare. Să le cinstim numele și să-i cunoaștem așa cum au fost. Plini de omenie, harnici, respectuoși, cu capul sus și spatele drept, cu frică de Dumnezeu și dragoste de neam. Mulți ani la rând ni s-a interzis să vorbim despre teroarea prin care a trecut Moldova. Am fost impuși să ne plângem durerea pe ascuns. Azi o putem face deschis. Azi avem datoria să o facem. Azi putem spune cât de tare ne doare fiecare copil sau părinte pierdut. Fiecare dintre noi are în familie pe cineva care a fost deportat. Să-i auzim pe cei care mai sunt încă printre noi, să povestim despre ei, să ținem minte la ce au fost supuși, să le transmitem istoriile. Să vorbim despre cele trei valuri mari de deportări, iunie 1941, iulie 1949, aprilie 1951. Din Republica Moldova au fost deportate forțat peste 72.000 de persoane începând cu anul 1929. O treime din ei erau copii mai mici de 15 ani. Să vorbim despre foametea organizată de Uniunea Sovietică care a distrus țara noastră. În doar un an, din decembrie 1946 până în august 1947, în medie 425 de oameni mureau de foame în fiecare zi. Deportările făcute de regimul sovietic aveau un singur scop: să curățe Moldova de intelectuali, oameni cu gândire critică, de gospodarii din satele noastre care nu voiau să intre în colhoz și de oricine nu era de acord cu regimul. Astfel au vrut ei să construiască totalitarismul fără a avea nicio rezistență sau obstacol. Au încercat să decapiteze neamul nostru de cei mai înțelepți și harnici oameni. Oamenii deportați nu erau ucigași, hoți sau bandiți. Din contra, erau temelia țării, onești, inteligenți și harnici. Erau primari, profesori, preoți, medici. Erau țărani cu gospodării frumoase, obținute din multă trudă. Erau copii care au fost declarați dușmani ai poporului, chiar dacă nici nu mergeau la școală încă. Dușmani ai poporului, așa i-a numit regimul. Oameni cum se cade, țărani vrednici, așa îi știm noi. Să le onorăm memoria, să continuăm procesul de reabilitare a victimelor regimului totalitar sovietic, chiar dacă nu vom putea compensa niciodată suferințele lor, pierderile de vieți omenești și distrugerea familiilor. Federația Rusă, moștenitoarea de drept a Uniunii Sovietice, nu și-a asumat niciodată responsabilitatea pentru aceste tragedii ale trecutului și nu a alocat niciun ban pentru despăgubirea cetățenilor supuși represiunilor. Este cinic și rușinos că mai avem încă persoane, inclusiv în Parlament sau în alte poziții de răspundere, care elogiază trecutul sovietic responsabil de pierderea atâtor moldoveni. Când știi că părinții, bunicii tăi, au fost duși la pierzanie, cum poți să lauzi călăul? Avem cu toții datoria să ne îngrijim de familiile celor deportați, chiar dacă o facem prea încet și prea puțin. Este important ca poveștile terorii din gulaguri să nu dispară odată cu persoanele deportate. Noi avem datoria să le ducem mai departe către copiii noștri, pentru ca viitorul nostru să fie construit pe temelia adevărului, a memoriei înaintașilor noștri și a speranței că niciodată nu vom permite ca neamul nostru să fie supus unor asemenea terori. Azi, în Piața Mare Adunării Naționale, va fi instalat un muzeu care să onoreze memoria deportaților.
vă îndemn să mergeți cu familia, cu copiii, să ne recunoaștem trecutul și să construim un viitor bazat pe bună înțelegere, compasiune și unitate. Doamnă președinte, vă mulțumim. Coșmarul zilei de 6 iulie 1949 trezește și astăzi fior de groază în sufletul deportaților care au supraviețuit și a rudelor martori la cea mai mare crimă declanșată de regimul comunist. E greu să trăiești cu astfel de amintiri, dar ele nu pot fi uitate. Ele nu trebuie uitate dacă vrem să avem un viitor liber. Cu un discurs în memoria victimelor deportărilor staliniste, o invităm pe doamna Veronica Mihailov-Moraru, ministru al Justiției. Stimați domni, stimate doamne, deportările din perioada comunistă au cuprins 10.000 de cetățeni moldoveni. Scopul regimului impus prin forța armelor a fost să distrugă cei mai harnici și cei mai buni oameni ai acestui pământ. Astăzi comemorăm cea mai mare deportare care a fost organizată în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 și a vizat transportarea în vagoane a circa 36.000 de persoane, majoritatea copii și femei, la distanțe de mii și mii de kilometri. A fost o mare tragedie pentru Republica Moldova și consecințele acesteia o resimțim și astăzi, după 74 de ani. Această deportare, dar și cele care au urmat, realizată în plină noapte, a lăsat o rană adâncă în conștiința moldovenilor și mai ales a copiilor noștri. Marea parte a celor deportați au revenit acasă după 1953, dar mulți dintre ei nu au avut această șansă, iar alții nu au fost reabilitați nici până astăzi. Vreau să menționez despre faptul că Ministerul Justiției împreună cu Agenția Națională a Arhivelor, Serviciul de Informații Securitate, Ministerul de Interne și Procuratura au depus eforturi considerabile în ultimii ani pentru a rezolva această problemă și se ocupă în mod deosebit despre transferul dosarelor tuturor deportaților în depozitele Agenției Naționale a Arhivelor pentru ca acestea să fie accesate cu ușurință de cei deportați din an în an cât mai puțin, precum și de rudele acestora. Acest proces de transferare este unul anevoios, întrucât necesită reabilitarea acestora de o comisie specială, dar se depun eforturi considerabile în acest sens pentru a fi reușit. Să comemorăm această zi și să nu uităm de memoria noastră. Mulțumesc! Doamna ministru, vă mulțumim! În cele ce urmează, o invităm pentru un omagiu pe doamna Valentina Sturza, președinte de onoare al Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova. Când ați trebuia să vă invit. Mulțumesc! Dragi deportați, deținuți politici, mult stimată doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, mult stimate domnule Igor Grosu, președintele Parlamentului, onorată asistență, astăzi este o zi de doliu pentru întreaga țară. În noaptea de 5-6 iulie 1949, ofițerii sovietici înarmați cu arme și pistoale au năvălit asupra 11.280 de familii, semănând o spaimă, o durere mare. 35.796 de persoane au fost duse la gările feroviare, încărcate în trenuri marfare și duși în pădurile siberiene. Nimeni n-a fost cruțat,
nici bătrâni, nici copii, nici femei gravide, care nășteau în condiții inumane, copiii murind, care erau aruncați peste ferestrele vagoanelor. În drum ni se dădea niște terci, peștișori mici, sărați, o căldare de apă de la pompa, de la care se alimentau locomotivele, care mirosa a motorină. Ajuns în pădurile siberiene și-au săpat bordeii la ușile cărora urlau lupii. Unii au fost puși la tăiat pădure, alții trimeși în minele de cărbune. Vai și amar de viața petrecută în locuri străine, frig, foamete și umilință, fiind numiți dușmani ai poporului. Vreau să fac o comparație cu deportările de la 13 iunie 1941. Atunci Basarabia a fost decapitată de intelectualitatea băștinașă. 22.648 de persoane au fost încărcate în vagane murdare. Condițiile la fel erau ca și acele din 6 iulie 1949. Tații noștri au fost rupți din mijlocul familiilor, duși în gulagurile siberiene, unde au fost unii împușcați, alții judecați la ani grei de detenție. Tatăl meu a fost 8 ani primar în comuna Ciciuleni, județul Chișinău, cu 10.000 de persoane în sat. Meritele lui a transformat satul într-un orășel. Meritele lui au fost apreciate și a fost decorat cu crucea de aur de către regele României, Carol al II-lea. A fost deputat în Parlamentul României, secretarul a Partidului Liberal. A fost judecat de către troica căgăbistă la împușcare, dar sentința apoi a fost schimbată pentru 25 de ani de detenție, dintre care 15 ani în gulag și 10 ani în exil. Au fost duse o parte, familiile au fost duse în pădurile siberiene, altă parte în pustiurile Kazahstanului, unde îi așteptau baracile așternute cu paie prin care foșneau șarpii. După 3 luni am evadat, mergând în urma frontului mai mult pe jos. Când am ajuns în satul natal, din nou am fost arestați, aduși la închisoare din Chișinău și după 3-4 luni cât am stat, înconjurați de miliții cu câini lupi, am fost duși la gară, încărcați în vagoane ca criminali după setcă metalică și din închisoare în închisoare, duși înapoi în locurile de unde am evadat. În 1956, toți deportații au fost eliberați, fără dreptul de a se întoarce la locurile de unde au fost deportați. Dar la ce să te întorci, dacă casele și locurile de muncă erau ocupate de vinicii din Rusia? Nu puteai să faci studii, să te aranjezi la un lucru, fiindcă erai numit dușman ai poporului. Noi din an în an rămânem tot mai puțin. Astăzi, la evidență, pe întreg teritoriu, avem 6.728 de persoane, sau mai puțin cu 1.072 comparativ cu anul trecut. Până în prezent, nu avem un muzeu al deportaților, cum sunt în toate republicii. Guvernele Filat și Filip, cu 5 ani în urmă, au transferat 7.120.000 lei pentru o clădire avariată care se află pe teritoriul muzeului, însă până în prezent nici o reacție. Da, în prezent este o cameră în subsolul muzeului de istorie care se numește a deportaților, însă ea nu corespunde cerințelor. Îmi pare foarte rău că Basarabia într-o noapte a rămas fără cap și fără picioare datorită pactului Ribbentrop-Molotov, Hitler-Stalin și fără referendum s-a născut Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Cum ar fi Ion s-a prefăcut în Ivan? Vreau să mai spun, când Basarabia a fost ocupată de turci, ei vineau, își luau birul și plecau. Și Rusia, după ocupație, tot și-a luat bir, dar în altă formă, prin deportări, prin oameni împușcați în gulagurile siberiene, prin foamete organizate unde au murit peste 400.000 de suflete. Dumnezeu să-i odihnească în pace. În încheiere doresc tuturor deportaților și deținuților politici multă sănătate, bucurie de la copii, pace și voie bună.
excelenții sale, doamnei Maia Sandu, domnul Igor Grosu și tuturor asistenților din cabinetul ministrilor, multă sănătate, putere să aveți succes în viață, să reușiți să scoateți această țărișoară din mocirlă în care au afundat-o hoții fugari și președinții conducători. Mulțumesc! Mă conduceți? Da. Vă mulțumim! Cu un discurs de comemorare a victimelor deportărilor staliniste, îl invităm pe Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova. Bună ziua! Excelența voastră, doamna președinte, stimați participanți la acest meeting de comemorare, data de 6 iulie ne determină să înclinăm capurile în memoria victimilor celor de-al doilea val de deportări, care a fost cel mai mare, dar totodată ne determină să ne gândim la toate victimele ororilor regimului comunist de ocupație. Războiul din Ucraina ne oferă un scenariu similar al tuturor atrocităților care au fost supuși basarabenii în perioada anilor 40. Aceleși deportări, aceleși separări de familii, aceleși grobi de var pe care le-am văzut recent au fost regăsite și în municipii Chișinău și în alte părți ale Republicii Moldova. Ceea ce ne pune să ne gândim și de fapt ne determină nu doar să comemorăm victimele deportărilor, ar fi să analizăm și alte cifre. 60.000 de deportați în Siberia. 400.000 de victime ale foametei, dintre care oficial confirmate 150.000 de decese. 200.000 de oameni care au fost refugiați în România. 10.000 de soldați mobilizați ilegal în Armata Roșie. 10.000 de copii care au fost născuți în Siberia și care au același statut de victimă a represiunilor politice. Cumulativ, acest număr ne demonstrează că circa 20% din populația Republicii Moldova ar avea statutul de victimă a represiunii politice. Prin urmare, când vorbim despre victimele stalinismului, aș dori să nu limitați numărul celor deportați la victimele represiunii politice, care sunt cu mult mai mari. Dați să vedem care sunt cauzele acestei necunoaștere. Deci sunt cel puțin 3 piloni la care nu s-a lucrat timp de 30 de ani. Vorbim despre echitate, memorie și educație. Vorbim despre echitate, vreau să subliniez faptul că, în pofida faptului că timp de 30 de ani avem o lege, ea este moartă la mai multe capitole. Este inadmisibil că în anul 2023 să existe litigii cu privire la accesul la materiale de arhivă. Sunt istorici care nu au acces la toate materialele de arhivă pe motiv că ar avea acest gir secret. Deci este inadmisibil atunci când deportații care ar avea dreptul la recunoașterea statutului de victimă a represiunilor politice se judică ani de zile pentru a fi recunoscuți și reconfirmați în aceste drepturi. Și într-un final este inadmisibil ca să fie făcută segregare între victime ale regimului comunist care beneficiază în mod separat de anumite facilități sociale. În ceea ce privește memoria, mă bucur faptul că sunt prezenți și reprezentanții guvernului și la care aș vrea să subliniez încă o dată faptul că nu există un muzeu național al represiunilor staliniste sau comuniste. Deci, timp de 30 de ani, eu cred că se putea găsi o soluție în ceea ce privește o comemorare nu doar o dată în an, în data de 6 iulie. Deci, această comemorare trebuie să fie în viață tot timpul. Și așa cum s-a instalat această expoziție în Piața Mare a Adunării Naționale, a trebuit să existe această opțiune pentru toți cei care doresc să o viziteze și în alte zile. Și într-un final, stimați participanți, vorbim despre educație. Cum credeți cât timp se alocă în curricula școlară pentru a studia 70 de ani de ocupație? Vă spun eu, 45 de minute sau 90 de minute depinde de profesorul de istorie.
Deci, despre ce vorbim noi atunci când încercăm să ne opunem manipulării, dezinformării, dacă copiii nu cunosc ce s-a întâmplat în perioada regimului sovietic de ocupație? Totul se limitează doar la niște cifre și la niște istorii de viață. Folosindu-mă de faptul că există și excelența sa, doamna președinte, care are o experiență ca ministru de educație, vreau să anunț că a fost elaborat un curriculum la disciplina opțională, la care au participat mai bine de 10 cadre didactice și mai bine de 20 de istorici. Deci acest curriculum a fost depus la organele de resort ale statului pentru a fi aprobat. Eu sper ca anul viitor, la comemorare, noi să avem deja o curriculă și o abordare uniformă în privința tuturor celor trei piloni pe care mi-a expus. Vă mulțumim! Moldova a fost zguduită de trei valuri de deportări staliniste. 1941, 1949 și 1951. Peste 35.000 de basarabeni au fost duși în Siberia și Kazahstan. Vieți distruse, vise spulberate. O realizare cu adevărat istorică este publicarea catalogului victimelor totalitarismului comunist în Cartea Memoriei, în 4 volume. Numeroși cercetători, istorici, scriitori, foști deținuți politici au reînviat istoria și adevărul despre acele evenimente pline de durere. În continuare, o invităm pentru un discurs pe Maria Zinovi, șef de direcție la Agenția Națională a Arhivelor. Stimată doamnă președinte, onorată asistență, astăzi comemorăm 74 de ani de la cel mai mare val de deportări, când peste 35.000 de persoane au fost smulse din casele lor și duse în Siberia și Kazahstan, puși la munci grele, unde o parte din ei s-au stins pe drum, iar altă parte s-au pierdut în taigaua siberiană. Am avut ocazia să particip în expedițiile memoriei pe urmele celor deportați în trei regiuni, Novosibirsk, Tomsk și Tiumeni, unde am putut să vedem localitățile întemeiate de conaționalii noștri, care o parte din ele și astăzi sunt. Am putut să vedem casele construite de conaționalii noștri, despre care localnicii au vorbit doar de bine. Au fost cei mai gospodari, au avut cele mai frumoase case, au săpat fântâni acolo, au construit școli, au construit grădinițe. Din păcate, noi am pierdut. Am pierdut cea mai mare bogăție pe care poate să o aibă un stat, resursa umană. O parte din conaționalii noștri s-au reîntors, iar o parte au rămas acolo. Pentru localitățile unde se află acum, sunt o mândrie. Sunt profesori universitari, sunt oameni de afaceri, iar noi am pierdut. Cei deportați au fost pedepsiți și trimiși la munci forțate nu pentru ceea ce au făcut, dar pentru ceea ce au fost, că au fost oameni gospodari, că au fost oameni harnici. Agenția Națională a Arhivelor, așa cum s-a menționat, în ultimul an a plasat pe pagina ei listele celor deportați pe vagoane, a plasat listele celor peste 20.000 de dosare care au fost transmise în 2010 în fondurile Agenției Naționale a Arhivelor, din depozitele speciale ale Serviciului de Informații și Securitate și din depozitul special al Ministerului Afacerilor Interne. Ele sunt puse în circuitul științific și ele pot fi cercetate. Acum câteva săptămâni, în fondurile Agenției Naționale a Arhivelor de la Serviciul de Informații și Securitate au mai fost transmise 2.000 de dosare, care urmează să fie ordonate conform normelor arhivistice și puse în circuitul științific. Sperăm foarte mult să avem o colaborare bună în continuare cu Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informare și Informații și Securitate
pentru a transmite și celelalte dosare și, așa cum s-a menționat astăzi, să poată fi cercetate și să poată fi văzute atât de istorici, cât și de persoanele, rudele, nepoții celor care au avut de suferit de pe urma cavarului stalinist. Noi, generația de astăzi, suntem obligați să facem astfel de evenimente nu doar în zilele de tragice, dar suntem obligați să discutăm despre aceste orori ale regimului comunist în școli, împreună cu Ministerul Culturii, împreună cu Ministerul Educației, să organizăm cât mai multe expoziții ca în fiecare școală să ajungă fotografii din aceste dosare, ca elevii, generația de astăzi, să cunoască despre ce, prin ce au trecut înaintașii noștri. Noi suntem obligați și datori să aprindem o lumânare și să le ținem vie memoria. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Calvarul deportărilor nu a ocolit nicio localitate din Basarabia. Doar din Chișinău au fost deportate 25.000 de persoane nevinovate. Memoria lor rămâne vie în cărți, cântece, poezii, monumente și, desigur, în inimile noastre. Un omagiu în memoria victimelor deportărilor comuniste prezintă în continuare doamna Angela Cutasevici, viceprimar de Chișinău. Onorată asistență, 6 iulie 1949, filă neagră din istoria Moldovei, dar și din istoria locală. 25.000 de personalități, oameni gospodari, oameni care pentru simplu motiv că aveau casă, că știau cum să-și educe cu demnitate copiii, pentru că faptul că învățau copii la școală, pentru faptul că tratau sau ofereau asistență medicală calificată, pentru faptul că propovăduiau acele valori creștine în spațiile bisericești, pentru simplul fapt că erau oameni. Au fost ridicați, forțați, urcați în acele vagoane de groază și duși în Siberiile de gheață. Acei 25.000 de oameni chișinăuieni ar fi contribuit și ar fi putut să contribuie la prosperarea Chișinăului, la prosperarea întregii țări. Dar iată că acel regim a făcut și au considerat că istoria trebuie schimbată. Acele momente sau acele trei valuri de deportări au marcat profund istoria noastră, istoria devenirii noastre. Iată de ce fiecare dintre noi are obligația morală să păstreze vie memoria, amintirea celor care au avut de suferit, pentru ca noi, astăzi, să fim aici, să ne amintim despre ei. S-au vorbit anterior, fiecare dintre noi avem rude, bunei, care au fost ridicați. Sigur că aceleași evenimente tragice n-au ocolit nici familia mea. Îmi amintesc cu mare durere când stăteam în brațele bunicului care era fără un picior, venit de la război, dar ne aduna și ne povestea despre frații lui, despre tatăl lui,
care la fel a fost ridicat și dus. De unde nu a mai revenit. Fie veșnică memoria și amintirea celor care au suferit pe nedrept. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, acest microfon din centru rămâne deschis pentru cei prezenți la mitingul de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. Vă poftim, s-au mai apropiat câteva persoane între timp de mine. Prima, probabil, ar trebui să fie o descendentă din părinți deportați, Margareta Cemortan. M-a rugat foarte mult să o invit. Dragii mei, vă salut pe toți care ați putut să veniți. Foarte mulți n-au putut să vină. Sunt la pat. Îmi pare rău că așa se întâmplă. Dar spun durerea mea despre toate celelalte de acum s-a vorbit. S-a vorbit adevărul. Dramatismul meu eu l-am descris în Cartea Lupei și încă în 7 cărți care au putut, au citit, care nu sunt în biblioteci și n-am să-l spun, dar o singură durere vreau să o spun. Am umblat vreo 20 de ani și am tot cerut dreptate să recompenseze averile confiscate pe nedrept. În sfârșit, cu mare greu, am obținut o sumă oarecare la bătrâneță. Cu totul că eu trăiesc într-o vremeancă toată crăpată și ar trebui să fac reparații, o voce la untrecă sau chiar cea de sus mi-a spus că eu trebuie să fac un monument și fratele unul. Am încercat să pun monumentul în sectorul Schinoasa, lângă bisericuță temporară, Sfinții Martiri Bâncroveni, care încă nu este legalizată. Și ce credeți? Am plătit o sumă destul de mare la meșteri ca să o toarne, să o puiem. Pe ea scrie toate categoriile victimelor, absolut toate, inclusiv și preoții omorâți de puterea sovietică și cei omorâți prin foamete și cei împușcați și îngropați în gropile cu var și cei uciși prin psihiatrie și desigur că deportați, uciși prin foame, frig și muncă silnică. Când am dat să torn, am chemat meșteri și am dat să torn postamentul, cine credeți că s-a opus? Pe ascuns, peste 2 ore, a venit preotul Ion Barbeu Ieșanu de la Biserica Sfinții Martiri Bâncoveni, temporară, cum v-a spus, și a distrus cu picioarele totul. Vă închipuiți preotul? Asta ce înseamnă? Înseamnă că noi avem încă mulți comuniști comuflați. Comuniști, nu numai preoți, dar și istorici, care pun beți în roate, mai ales când aud de dreptate, de bolșevicii ce au făcut. Dzerzhinski, care poate îl știți, s-a laudat lui Lenin că el cu propriile mâini a împușcat 1956 de preoți. Ar trebui preoți acum să vinereze, să susțină pe cei deportați care jertfesc banii lor trăind în sărăcie. Dar ei fac invers,
și istoricii unii la fel. Asta e un bătaie de joc. Ne-am mirat de Iure Roșca când i-a trădat, dar de-al de dânsul sunt încă foarte mulți comuflați. De atâta nu mergem înainte. Stăm pe loc și ne chinuim. Eu tare rog pe toți să nu uite ceea ce a fost, să comemorăm până când suntem în vie și cum a spus domnul Postică, președintele nostru, în școli să se predeie mai multe ore ca să știe tineretul ce a fost. Altfel nu vom merge înainte. Asta-i rugămintea mea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! O poezie, o sonată dedicată zilei de 6 iulie 1949. Acum, la microfon, Elena Munteanu. Iulie 1949. Într-o urgisită noapte, în 6 a lunii lui cuptor, corbii negri umblau prin sate, făurind nou viitor. Neînțelegând ce se întâmplă, din dulcele somn sculați, cu pistolul pus la tâmplă se vindeau frații pe frați, acuzați printr-o hârtie că schiaburi și bogatani duși au fost în silnicie ca cei mai aprici dușmani. Și pe tine, Doamne Sfinte, cu cei mai vrednici și buni, te-au dus pentru o seminte la mine de scos cărbuni. Adevărul veșnic sfânt s-au zbuciumat să-ți stârpească și pe întregul pământ minciuna s-o răspândească. Când au dărâmat biserici, crucile ți le-au tăiat și pe credincioși și clerici în urgii i-au exilat, tot au putut cotropi case și averile toate, dar nu te-au putut stârpi din suflete devastate, din atale arse cărți, din cenușă și din scrum, ai reînviat din morți și te avem cu noi acum. Iar cei osândiți de soartă, dispăruți fără de știri, i-aduni, Doamne, sus în ceata sfinților sfințiți martiri, spre veșnică pomenire în a ta împărăție, pentru a lor urgisire suportată în surghiunie. Mulțumesc! Mulțumim! Vreau să-l invit la microfon pe încă un vorbitor. Este vorba de Victor Moraru din raionul Edineț. Bună ziua, oameni buni! Eu, pe scurt, n-am să vă rețin mult, să vorbiți aproape totul. Eu vreau să vin cu câteva propuneri, că cerem de la guvernare, de la parlament și de la președinție următoare. Să fie restabilită denumirea legii din 1992, legea denumirii inițială. Victime represiunii regimului totalitar comunist de ocupație. În 94, agrarienii au schimbat. A doua problemă, eu cer, adică propun că nouă, sunt multe persoane care nu și-au recuperat averea, n-au rămas descendenți. Eu, de exemplu, am fost nepotul ăla, dar eu sunt bătrân și noi, acolo trebuiesc martori. Martori n-avem din noi la să fie, fără judecată. Și a treia problemă, care eu am vorbit și cu domnul Grosul, l-am rugat ca să prezinte și cred că dumneavoastră susține, să fie primită legea privind acordarea pagubei morale celor deportați supraviețuiți. Vă mulțumesc pentru atenție. Mersi foarte mult. Din raionul Hâncești vine să ne vorbească Constantin Mitache.
Bună ziua la toți, nu o să vă rețin mult. Dragii mei, într-adevăr, am mai spus-o câțiva ani în urmă și o repet și acum, din an în an, tot mai puțin ne adunăm. Eu vreau să atrag atenția. Astăzi noi de la Hâncești am venit cu flori de câmp. Și nu întâmplător. 5 ani în urmă am fost în regiunea Tomsk și într-un sătuc Pudino, unde a fost un lagăr, colectam materiale pentru o carte și oamenii localnicii povesteau. Moldovenii se adunau pe câmp la lucru unde nu erau și începeau să povestească ce copaci au ei acasă, ce fel de flori, ce crește pe câmp la dânșii. Și începeau să plângă. Apoi cântau și tot plângeau. Adică ei, bocetele noastre, le socoteau ca cântec de plâns. Fiecare își amintea ce cireș are și așa mai departe, până ajungeau la lacrimi. Povestea lui Simeon Butnaru, mare erou, eu socot al nostru, și astăzi este vie în tot Tomskul. Un copil care a făcut o brigadă de haiducei a mirat lumea din regiune și până în ziua de azi oamenii în vârstă îl țin minte ce făcea el atunci în 41. Dar Dumnezeu cu dânsii, dușmanii externi. Noi să atragem atenție mai mult la dușmanii interni. Noi am pus un monument în Hâncești. Da, nu ni s-a permis pe care l-am dorit noi. Ne-au pus un brad și un boț de gheață. Nu uitați că există Siberia. Dumnezeu cu dânsul și cu asta am înghițit-o. 5 sate nu sunt puse în listă. Aproape 500 de persoane, printre care și satul doamnei Sturza Ciuciuleni cu 309 deportați. Oameni buni, asta se întâmplă în zilele noastre cu conducerea noastră. Unde mergem noi încotro? Nu mai zic că de avere, când le spui oameni buni, dar nu s-o întors în caviere. Haideți cumva să ne gândim, haideți ce facem. Nu. S-o luat pământul de la gospodari, s-o întors la potlogari și azi boierii iese cu tractoare de milioane și cer dați-ne motorină când avem cu ce strânge pâinea. Dar câtă motorină o ars ei până au venit încoace și înapoi? De ce n-au venit fără tractoare? Să mă scuzați, dar noi ar trebui cumva să ridicăm întrebările astea în toată țara și cred că conducerea țării este cea mai sănătoasă din 30 de ani, va atrage atenție la toate durerile noastre. Vă mulțumesc și vă așteptăm la anul pe toți care suntem anul ăsta. Doamnelor și domnilor, acesta a fost meetingul de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. Memoria lor va rămâne vie în cărți, cântece, poezii, monumente și, desigur, în inimile noastre a tuturor. Vă mulțumim!